Cea mai mare companie românească de electricitate lovește din nou. 10 decibieni stau zilnic la coadă la cele câteva ghișee de pe uzinei. Disperați oamenii spun că nu mai pot suporta umilința că primesc facturi de 10.000 de lei, deși dau citirile la zi. Și în cursul zilei de joi, 10 de oameni au îndurat căldura așteptând să ajungă în fața unui ghișeu al instituției. Sibienii sunt nemulțumiți de faptul că online sau telefonic nu își pot rezolva problemele și sunt nevoiți să petreacă ore în șir la coadă. De cealaltă parte, cei trecuți de prima tinerețe spun că nu s-ar descurca oricum online, însă nici lor nu li se pare normal să stea și câte 3 ore în picioare la coadă. Printre cei care au fost la coadă s-a numărat și un sibian care locuiește de ani buni în Spania. Acesta spune că nu a întâlnit niciodată acolo astfel de situații. Scot o factură, ultima factură, și vin dintr-o țară civilizată și aici la zero. De unde veniți? Madrid, Spania. Acolo cum e? Foarte bine. Acolo stați așa la coz? Acolo nu stai la coadă, acolo îți trage banii și gata. Din cont și la gaz și la curent. Cât timp stați aici? De 3 ore. Mai puteți? Mai putem un pic. Trebuie să stăm ceva. Mai sunt persoane în fața dumneavoastră. Încă mai am 10 persoane. Și nu e prima dată când stăm și ne-și bate joc de noi. De ce noi. Pentru facturi, că nu ne-au venit și ne vine și ne trezim cu curentul tăiat. Am sunat la telefon. Nu mi-au răspuns, o intra robotul și tasta 1, tasta 2. Păi noi nu suntem pricepuți atâta, noi mai în vârstă, ca să știm chestiile astea. Trebuie să facă ceva, nu să stăm la coz 30 de ore aici. Uitați-vă, o intrat acolo, stau pe scaune. Păi ce femei sunt alea care lucrează acolo? Ce oameni? Pentru ce am venit ca să-mi rezolv problema, că mi-a venit o factură ieri dimineață la 13.400, aproape 15.000, da? Da. Am venit să rezolv problema, mă duc la ghișeu că nu poate să rezolve nimica, fiindcă nu am citirea. Ceasul meu iese la vecinul, vecinul este în concediu, ce fac acum? Și cât a stat la coadă? Numai de la 8:20 până la ora 11:30. Numai atât. Și acum ce faceți? Acum mă duc acasă, ce să fac? Am fugit acasă să văd dacă o vine vecinul. Aia am făcut. Ce să fac? Și mie poate pot să intru la domn directorul apostol, că am mai fost la dumnealui de atâtea ori în audiență când am avut probleme cu ceasul. Că asta înseamnă că a stat câteva ore la coadă degeaba? Păi chiar degeaba. Și au zis că n-are ce să-mi facă, să viu cu citirea. Până în 26 august se închide strada Regele Ferdinand, acolo vor avea loc lucrări la conducta și racordurile de gaz. Lucrările se desfășoară pe tronsonul dintre Alea Țesătorilor și sensul giratoriu cu străzile Abatorului și Nicolae Teclu. Drumul va fi închis pe sensul de mers dinspre gară spre Abatorului. Pe perioada desfășurării lucrărilor, nici autobuzele care treceau prin zonă nu vor circula pe Regele Ferdinand. Traseele vor fi deviate pe General Magheru. Tot în zonă, în weekend, va avea loc o lucrare în sensul giratoriu de la intersecția străzilor Teclu, Regele Ferdinand și Constituției. Lucrările se vor face însă pe timp de noapte, fără închiderea circulației, dar cu devierea acesteia pe o singură bandă și trafic alternativ. Pentru a preveni ambuteiajele și chiar evenimentele rutiere, sibienii sunt sfătuiți să aleagă pe cât posibil rute ocolitoare în perioada în care strada este în lucru. La 55 și 56 de ani, o femeie din Dumbrăveni și un bărbat din Valea Viilor riscă să ajungă după gratii. Cei doi au fost reținuți de polițiști după ce au intrat într-un magazin din Sibiu și au încercat să fure produse cosmetice. Paznicii au văzut și au încercat să-i oprească. În disperarea de a fugi, cei doi au lovit un angajat al magazinului. Au fost însă imobilizați și a fost anunțată poliția. Cei doi au fost reținuți, iar în cursul zilei de joi au ajuns în fața judecătorilor pentru aplicarea unei măsuri privative de libertate. La data de 21 august, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Sibiu au reținut un bărbat în vârstă de 56 de ani din Valea Viilor și o femeie în vârstă de 55 de ani din Dumbrăveni, cercetați penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie. Cei doi sunt bănuiți că la data de 21 august, în jurul orei 20, ar fi sustras produse cosmetice dintr-un magazin de pe raza municipiului Sibiu, iar în încercarea de a fugi cu bunurile sustrase, ar fi lovit un angajat al magazinului. Personalul de pază a reușit imobilizarea celor două persoane până la sosirea polițiștilor la fața locului. Prejudiciul creat, în valoare de 360 de lei, a fost recuperat în totalitate. În baza aprobatoriului administrat în cauză, polițiștii au luat măsura reținerii celor doi bănuiți pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați unității de parchet competente în vederea aplicării unei măsuri preventive.
Cercetările sunt continuate la nivelul Poliției Municipiului Sibiu, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Sibiu. Primăria cere votul consilierilor locali pentru extinderea clădirii în care funcționează Casa de Cultură a Municipiului Sibiu. Adițional, se dorește și construcția unei săli de spectacole. Imobilul ar urma să fie ridicat pe terenul fostului cinematograf de vară din Parcul Tineretului. Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din această lună va fi inclus un proiect inițiat de primarul Astrid Fodor pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru extinderea clădirii Casei de Cultură a Municipiului Sibiu din Parcul Tineretului. Investiția în valoare de 24,6 milioane de lei presupune construcția unei săli de spectacol cu o capacitate de 220 de locuri, dar și altor spații necesare. Instituția a mai beneficiat de investiții și în 2019, când fosta clădire a fost extinsă pentru prima oară, iar în interiorul acesteia a fost amenajată o sală de repetiții. Proiectul noi extinderi, pentru care se cere votul consilierilor, este în faza de aprobare a indicatorilor tehnico-economici. Se estimează că lucrările vor costa aproximativ 25 de milioane de lei, iar clădirea va fi compusă din subsol și parter. Clădirea ar urma să aibă o suprafață de 865 de metri pătrați și să fie compusă din sală de spectacole, foyer, backstage, dar și spații tehnice și depozitare. Scena de spectacole ar urma să aibă o dimensiune de 150 de metri pătrați. Încă un tânăr a rămas fără permis după ce a fost prins la volan suspect de consum de droguri. Polițiștii spun că totul s-a întâmplat miercuri seara pe Bulevardul Victoriei, unde un tânăr de 22 de ani a fost tras pe dreapta pentru un control de rutină. La testarea antidrog, aparatul a indicat posibilitatea existenței unor substanțe cu efect psihoactiv. Șoferul a fost dus la spital pentru recoltare de probe biologice pentru a se vedea exact dacă acesta consumase substanțe ilegale ori a luat o simplă pastilă pentru dureri de cap. În seara de 21 august, în jurul orei 22 și 30 de minute în municipiul Sibiu, polițiștii rutieri au oprit pentru verificări un autoturism condus pe Bulevardul Victoriei de către un localnic în vârstă de 22 de ani. Întrucât în urma testării șoferului cu aparatul din dotare au rezultat indicii cu privire la posibila prezența substanțelor psihoactive, tânărul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în scopul stabilirii cu exactitate a consumului de substanțe interzise. Cercetările sunt continuate la nivelul serviciului rutier Sibiu în vederea stabilirii situației de fapt pentru aplicarea măsurilor legale în consecință. Polițiștii le reamintesc șoferilor faptul că legislația s-a schimbat și că dacă drug testul indică un rezultat pozitiv, aceștia vor rămâne 72 de ore fără permis. În tot acest timp, în mod normal, ar trebui să fie gata rezultatul analizelor. Guvernul face pregătirile pentru corn și lapte în noul an școlar. În ședința din această săptămână, executivul a alocat bani pentru masa sănătoasă a elevilor. Este vorba despre produse lactate și de panificație, fructe și legume. Suma totală necesară este de 760 de milioane de lei. Și mai multe proiecte pentru pregătirea noului an școlar și universitar. Asigurăm pentru aproape 1,9 milioane de copii de la grădiniță și școală hrană sănătoasă, fructe, legume, produse lactate și de panificație. Continuăm acest program derulat și în anul școlar trecut. Bugetul total al programului depășește 760 de milioane de lei, din care peste 86 de milioane de lei reprezintă bani europeni. Pe lângă programul derulat în toate școlile și grădinițele cu program normal, în unele școli se derulează și programul Masa Caldă. În anul trecut de învățământ, în acest program au fost incluse 39 de unități de învățământ din Sibiu. De programul Corn și Lapte beneficiază anual 10.000 de copii din tot județul Sibiu.